Miruna a fost într-un loc simpatic unde am tras și noi câteva cadre pentru celebrul X Factor. Este un Aventura Park, dar unul senzațional. E la Balotești. Am fost acolo cu niște băieți care chiar sunt sportivi. Ei bine, după ce au gâfâit, au zis că ei nu se dau cu ei amicii de 5 ani, că ce e asta, a venit un domn de acolo și a zis, ați făcut trasele negre toate? Și noi... Ei bine, după două trasee negre, au venit cu limba de un cot să mănânce o clătituță. Credeți-mă pe cuvânt, nu e numai distracție banală dacă sunteți pasionați de cățărat, de sport în general și mai ales de activități din astea de vitalitate. Vă invit la Balotești, într-o pădure de care probabil, chiar dacă stați de 20 de ani în București, nu știați. Vă rog. Neața, dragilor, dacă sunteți amatori de senzații tari sau pur și simplu vreți să scăpați de soarele arzător și să vă relaxați, parcurile de aventură sunt locul potrivit unde vă puteți distra cu prietenii sau familia. Neața tuturor, bine ați venit în parcul de aventură Edenland din Balotești. Aici găsiți activități pentru toate categoriile de vârstă, de la copiii de 2 ani. Avem un loc special de joacă pentru copii, pe o suprafață destul de mare, aproape 3000 de metri. Avem trasee pentru copii, începând cu vârsta de 4 ani și, bineînțeles, biciclete, tir cu arcul și o zonă de relaxare. Practic, orice familie cu copii poate să petreacă o zi întreagă în parcul nostru. Nu ne adresăm numai familiilor cu copii, ne adresăm și adulților. Există trasee speciale pentru cei mai dornici de adrenalină. Traseele sunt pe diverse grade de dificultate. Avem în prezent 11 trasee plus Eden Jump, o săritură în totală siguranță de pe o platformă de la 15 metri. Ce ar mai fi de știut, toate traseele dispun de un sistem de siguranță, linia vieții. Practic, ești în siguranță de la plecarea pe trasă până la final. Este un sistem de siguranță unic în România. Traseele în copaci au trei elemente de identificare, o denumire, un grad de dificultate și o culoare. Astfel, fiecare traseu poartă denumirea unei maimuțe, cimpanzeu, babuin, gibon, gorilă și așa mai departe. Pici, veveriță pentru cei mici. Câți metri are cel mai lung traseu? Cel mai lung traseu are 300 de metri, avem și cea mai lungă tiroliană de 100 de metri. Există un teren de paintball amenajat pe o suprafață de aproximativ 5000 de metri pătrați, cu tot felul de foișoare, obstacole, tranșee. Și de asemenea airsoft la țintă, unde cei mai iscusiți își pot testa abilitățile de trăgători la țintă. Pentru cei care vor să rămână peste noapte și să doarmă în parc, avem căsuțe construite integral în copac, total funcționale. Ce ți-a plăcut cel mai mult din parc? Mi-a plăcut cel mai mult la tiroliană, când m-am dat pe tiroliană. Ia spune-mi, tu câți anișori ai? Ești foarte mic. 4 ani. 4 ani și nu ți-e frică să te dai pe tiroliană? Nu. Pe ce traseu te-ai dat până acum? O dată cu toate părți și acum mai vreau o dată. A, deci te-a dat odată și ți-a plăcut atât de tare încât te mai dai încă o dată? Da. Te curioasă să te dai pe toate traseele? Da.